refugiu și putere. O rubrică de Harold J. Sala. Vorbim astăzi despre biserici. În Apocalipsa capitolul 3 scrie: Îngerul lui bisericii din Laodicea scriei: Acestea sunt cuvintele celui care este Amin, martorul credincios și adevărat, începutul creației lui Dumnezeu. Iisus a spus, iată, eu stau la ușă și bat. Dacă aude cineva glasul meu și deschide ușa, voi intra la el și voi mânca cu el și el cu mine. Cei mai mulți slujitori ai bisericilor au citat acest verset sugerând că Iisus stă la ușa inimii tale și vrea să intre. Lucrul acesta este adevărat, dar contextul transmite un alt gând. Isus vrea să fie primit înapoi în părtășia din Laodicea. Se pare că conducerea bisericii l-a scos afară pe Isus și el vroia să intre din nou. Ioan scria că ei erau nenorociți, vrednici de milă, săraci, orbi și goi. Mă gândeam în ultimul timp la locul pe care îl ocupă Isus Hristos în relația cu mare număr de biserici. Este adevărat că în ultimele zile multe persoane vor cădea de la credință, de asemenea, este adevărat că unii renunță pur și simplu pentru că, citez, biserica nu-mi mai îndeplinește nevoile. Irelevant este cuvântul pe care îl auzim adesea. Dar ce este biserica? Cuvântul grecesc pe care îl regăsim de 88 de ori în Cartea Faptele Apostolilor înseamnă cei aleși. În contextul credinței, o biserică este o adunare de păcătoși anonimi, dintre care niciunul nu este atât de bun încât să rămână afară sau prea rău ca să intre. Nu este o mulțime confuză de indivizi. În ciuda lucrurilor rele din biserica din Laodicea, Isus vroia să vină înapoi, să fie în centrul acelui grup, acelei biserici. Lui Isus îi păsa. În fiecare națiune a lumii din zilele noastre vei găsi biserici, unele mici, altele foarte mari. Într-o biserică adevărată îl vei găsi pe Domnul Isus, cel înviat, care încă atinge inimi și vieți și încă dorește să îi se aducă închinare. În ciuda oamenilor păcătoși care sunt acolo, biserica este părtășia celor răscumpărați. Găseșteți refugiul și puterea în Hristos.